Și fiindcă la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii nu este numai delfinariu, ci avem și planetariu, și fiindcă am fost criticați că e mic, că sunt și alte planetarii mai mari în țară, avem un proiect european, sperăm să fim, să luăm întâietatea dacă îl accesăm, suntem în faza a doua, dar până atunci și după aceea vom putea face și altceva la planetariu. Vă prezint un tânăr regizor, Daniel Chiril îl cheamă, este, după părerea mea, un om cu niște idei extraordinare, interesant prin abordare, și care mi-a venit cu o propunere pentru planetariu. Da, ne propunem alături de Georgiana Rusu și Sebi să facem un spectacol de teatru în planetariu folosindu-ne de tehnologia de acolo, adică de proiecție, de univers, de zona asta și, nu știu, să recreăm, pornind de la un scenariu clasic, adică ori de la Shakespeare, de la Visul unei nopți de vară sau de la Steaua fără nume al lui Mihail Sebastian, să recreăm un spectacol de teatru pornind de la un scenariu din ăsta clasic în contextul ăsta de univers, de cer, de mister, de noutate, un spectacol multimedia, probabil, care va aborda mai multe laturi ale spectacolului. Adică eu mă gândesc acum la, nu știu, la integrarea unor videouri care se cuprindă pe actori în videoproiecția respectivă sau la recrearea unui univers sonor special. Dar asta toate, adică vom sta mai mult pe ele și le vom discuta și o să încercăm să le propunem la tot la Administrația Fondului Cultural Național în martie anul viitor. Aha, deci este un proiect... Da, este un proiect mai amplu, evident cu mai multe reprezentații. Eu nu sunt de părere că sunt puține locuri, adică cred că 60 de locuri sunt suficiente. Cu atât, adică... E mai intim. Mai intim, probabil experiența va fi mai... Sonorizarea este extraordinară acolo. Da, probabil experiența va fi mai intensă, să zic așa, și... Adică acolo, toată lumea mi-a spus, care au venit la Planetariu, îmi spunea, domnule, dar ce frumoasă voce are prezentatoarea de la Planetariu. Și răspunsul meu a fost, da, știu, vă mulțumesc pentru aprecieri, dar ați încercat să vorbiți în planetariu și a voastră devine frumoasă. Este un ambient, o sonorizare interesantă care include și elemente de reflexie și de absorpție, îți schimbă vocea, ți-o face cumva mai dramatică, ți-o dramatizează, ți-o înalță și eu zic că dacă găsiți și varianta în care să se vorbească, să nu fie numai elemente sonore integrate, ci să se vorbească, să fie 2-3 actori care să vorbească, să comunice între ei, sunetele de la planetariu nu au niciun fel de potrivire cu ce se întâmplă într-o piesă de teatru obișnuită, fiindcă este total altceva, este un sunet extraordinar.